Aș vrea să discutăm și despre planurile pe care le are uh, Alianța pentru Patrie. În primul rând, uh, câți membri sunt, de fapt? Câte filiale aveți în țară? Pe data de 5 iunie pă, anunțam, cred că, peste, puțin peste 114.000 de membri cu carnet eliberat. Deja, după rapoarte care avem din județe. Noi mâine avem o întâlnire, mâine, poimine și mine cu încă câte 5 județe. Mai închidem 15 organizații județene întâlniri la care vor veni președintele, vicepreședintele, secretarul general, vicepreședinții de la tineret, femei, bătrâni și avem niște funcții noi create pe care nu are niciun partid. De exemplu, avem vicepreședinte și la nivel național și la nivel teritorial cu cadre limitate în rezervă. Avem vicepreședinte responsabil de persoanele cu dizabilități și tot ce înseamnă organizații în zona asta. Avem vicepreședinte pe online, pe tot ce înseamnă comunicarea pe care o poartă tinerii în spațiu virtual. Pentru că și de aici ne vin niște idei, noi le explicăm, le punem în practică și spunem, da, ceea ce gândiți voi este foarte corect și noi pur și simplu le preluăm și spunem, da, susținem punct ăsta și asta și asta o susținem. Deci, după aceste întâlniri și săptămâna viitoare terminăm ultimul organizație județeană cu care avem planificat să ne întâlnim și anunțăm și numărul final de membri după șapte luni de la înființare. Ce, ce nume, mi se... nume, sonore, să spun așa, să se pregătesc să vină în Alianța pentru de... că Ce discuții avem, 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 de de... avem, deja nume sonore. Avem deja nume sonore și sunt oameni care au, inclusiv oameni care au colaborat uh, cu noi la programul de guvernare de data, data, data trecută. Adică avem oameni foarte buni în fiecare în agricultură, pe economie, pe energie, sunt lângă noi. Iar dintre numele sonore am anunțat, de exemplu, pe problema de justiție. Se ocupă doamna Maiana Varga, care este prim vicepreședinte Asociației Magistraților din România și a fost președinte Tribunalului Argeș. Unul dintre judecătorii cei mai fermi din România care s-au opus abuzurilor, protocolelor secrete între DNA și SRI, un om care tot timpul a ieșit în spațiu public și la inspecția judiciară și la CSM, se explice că se încalcă Constituția în mod repetat, că drepturile și libertățile cetățenilor sunt călcate în picioare ca judecător. Deci omul ăsta se ocupă de, împreună cu ceilalți magistrați din partid de problema tot ce înseamnă de politici juridice în România. L avem pe domnul Constantin Udrea, care a fost președinte Tribunalului Militar București, care supă de cadre militare în rezervă și în retragere. Tot așa, un judecător ferm, care din partea Tribunalului Militar București s-a opus la fel. Abuzurilor, încălcărilor de drepturi și libertăți sunt oameni care s-au bătut pe baricadele justiției, fiind în funcții, împotriva întregilor abuzuri. Este omul care a reclamat prima dată public și a spus, domnule, ceea ce faceți voi, vis-a-vis -vis de mici oameni de afaceri și patronatul român, este distrugerea acestora. Voi faceți loc străinilor să vină în România. Adică a fost o dintre vocile foarte importante. Se ocupă. Liviu Pop se ocupă de educație. Monica Iagăr se ocupă de țiunțeană poetici de sport și tineret. Este marea noastră campioană, cea mai mare atletă pe care am avut-o în istorie. Adică sunt Carmen Dan, care a fost ministru de, de interne, este ce de politici de siguranță națională publică, inclusiv relația cu sindicate din domeniu. Pentru că sindicate... Șerban Nicolae? Uh, Șerban Nicolae, deocamdată, de supă de avocatură. Eu încă l-aștept alături de noi. Cred că e scâmbit. Ați discutat cu Dânsul? I-ați făcut invitație? Am discutat, am spus? discutat de, destul de des uh, cu Șerban. Nu s-a să fie... Uh, chiar în felul ăsta strivit de către noua conducere a PSD. Și apropo, vreau să fac și un apel și cu ocazia acestui interviu cu tine să explic încă o dată că nici Dragnea și nici eu și rog pe român să înțeleagă nu putem fi uh, nu știu, lipiți din nou de PSD. PSD a murit odată cu condamnarea lui Dragnea. Deci când Dragnea a fost condamnat politic, pentru că a vrut să dea gazele, resursele și a fost dat din partidului și a primit o condamnare politică în aplauze unor colegi de ai noștri, PSD a murit. La două de distanță mi-am depus și o mandatul în funcție de secretar general și în secret noi am pus la cale să înființăm acest partid cât a fost Liviu închis ca deținut politic. Dar mai păstrați legătura cu colegii care sunt acum în PSD și pe care, care, ar vrea poate sau îi curtați să spun așa să vină în alianța pentru partid. Da, unii vin, unii sunt acceptați, unii nu. Și o spun, am spus-o public și sunt o sunt repet în aici. PSD acum și au sunt în, să în PSD pentru patrie și, și sunt foarte mulți oameni care au câștigat primăriile care sunt deja în rândurile noastre. Pentru, că, pentru modul în care s-au comportat în acel moment, în 2019, cu arestarea lui La Lași, lași, nu, nu vă dar lașii de atunci n-au ce căuta într-un partid patriotic, un partid cu oameni curajoși, mi-a Alianța pentru Patrie. Nu au ce căuta, nu poți să fii ieri lași și a zis, aici mega curajos. Nu merge, nu, nu, se leagă, nu te crede lumea, pur și simplu. Ce nu po poți să schimbarea asta. Și dacă le-ai fost lași de două, trei ori consecutiv, brus să zic că ți-a venit curajul și vrei tu să luți pentru români, mi se pare incredibil. În urmare, unii nu sunt primiți.